Sâmbătă 26 noiembrie 22. Liniște totală la albine. Am avut o perioadă multe ploi. Frig noaptea în jur de 0 grade. Săptămâna viitoare se anunță ninsori. Am făcut niște table, am acoperit remorca, stupii de pe remorca. M-a costat 300 de ron o ladă. Toate tablele m-au costat tot 300 de ron. Bine că n-am acoperit pe toți, dar cu cât mai mulți, cu atât mai bine acoperiți. Activitate 0. Aici se mișca un pic. Acum, în perioada asta, se mai și controlează stupide, se controlează, caută furtișag. Vreau să mulțumesc, a fost vinerea trecută un live de al lui Dragoș cu concursul. Vreau să mulțumesc participanților, în primul rând, susținătorilor care m-au votat. Ne mai face și noi de lucru perioada asta, acum că nu prea avem ce lucra pe la albine. Am văzut că din nou Costin e tot timpul nemulțumit. Să mai luase și de cocoșul meu, că îmi cântă cocoșul, să-l dau. Că îmi cântă cocoșul în timpul filmărilor. Să-l dau cadou, că am câștigat vinerea aceea. Și mi-a zicea cineva să asculte și de alte persoane referitor la mine. Zicea că nu ascult el de copii. Unde e, mă? Unde ești, mă? Pe acolo, pe undeva, cocoșul meu. Ia uite-l. El dau cadou lui Costin. Vrea cocoșul meu să cânte. De cântă. Deci fără să vrea, Costin mi-a făcut un compliment. Că nu ascultă de copii. Arăt bine la 40 de ani. Zic și eu, da, așa e, mă mențin bine. Și deci ăsta pe aici e făcut, am văzut acum o postare de al Dragoș cu terenul lui acolo. Și noi aici suntem tot într-un război cu terenul, să zicem așa. Aici a fost o pantă, de fapt. Drumul ăsta e făcut de noi. Aici este tot proprietate privată, nu este asfalt strada. Strada e acolo, în față. Și pe aici, podul ăsta, trecând dincoa, este proprietatea noastră, noi am făcut-o. Aici era o pantă, acum vreo 30 de ani. Și vreau să-i dau un sfat lui Dragoș, că sunt sigur că Dragoș ascultă sfaturi. Nu-i cum e Costin să nu ascult el de la nimeni sfaturi. Zicea că vrea să facă ceva, să lungească acolo la el. Uite cum am făcut eu aici. Deci am pus cauciucuri de tir în marginea apei și am umplut apoi. Sunt 4 rânduri, mai este încă unul mai jos, să-l am să vedeți. Sunt 5 rânduri unul peste altul. Puse un pic în exterior, adică în interior puse câte un pic să nu se surupe. Am mai încercat cineva să facă treaba asta la noi aici, după ce a văzut la mine. Nu le-a așezat bine și când a venit apa mai mare, i le-a luat. O investiție ieftină, lucru făcut pe viață. N-am știut, nu mi-a mers capul că trebuia să-i făcut și partea asta la fel. Că și aici am făcut umplutură. Dar sunt copacii ăștia, salcâmii. Am pus și aluni printre.
și s-a stabilizat terenul. Asta vreau să-i arăt lui Dragoș, chestia asta. Poate îi vine vreo idee. Dacă tot vrea să extindă acolo, să facă un zid de cauciucuri. Cauciucuri de la vulcanizare, sigur găsește pe acolo. Să vorbească cu Ștefan, poate vrea să se extindă mai mult. Cine știe, dacă tot se apucă să... Da, cam astea. Încă nu au venit toate comenzile. Aștept încă centrifuga cea mare. Durează pentru că nu sunt, din ce mi-a spus mie acolo, nu sunt pe stoc ce am comandat noi. Și trebuie făcută comandă și apoi venit construită și apoi adusă. O să le arăt eu, poate când o să le am pe toate. Da, cam atât. Și legat de Costin, zicea tot în seara aceea pe chat că îmi donează un stup cu puiet văros. Îl mai donează sau nu? Să știu și eu. Da.